Salut, terme, suntem Emil și bine v-am găsit la un nou episod de la Vital lui Emil. Deci hai să intrăm pe Minecraft-ul. Avem versiunea cea veche, nu avem versiunea 17, care de afară, ne dă afară din Minecraft. Dar vă sugerez să apăsați-vă butonul de like. Uite așa ne facem, dar nu ne facem mereu asta. Cred că asta e planeta lui Emil. Spune că e asta. Îmi place muzica de Mario. Ăla, jocul ăla pixelat. Cred că s-a blocat sau mi se pare bine. Nu s-a blocat, uitați că merge foarte bine. Avem o textură foarte nouă. Spargem lemnul. Dacă l-a spawnat cu loc cu lemn foarte bun, adică lemn ăsta alb. Dacă vă place această serie, să nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați, adică nu de like, de like. Ok, deci nu știu câte minute o să filmăm cu această aplicație nouă. Ok. Deci am o textură nouă și nu știu unde să mergem. Văd o lastină, cred că găsim o vrăjitoare. Dacă e pe această versiune minunată. Deci... Dar pentru prima dată nu vreau să-mi iau cu altceva, dar lemn. O să ne facem un crafting. Că fără crafting nu putem să ne facem nimic. Bece. Și o să facem și perete abonaților. Ca înainte. Ok. What? Deci spargem asta lemnul. Ok, nu știu câte minute a filmat, nu cred că e 3 minute, cred că e 1. Hai să vedem dacă găsim un loc cu spațiu mult, pentru casă. Nu știu dacă ne luăm pumpkin. Și dacă nu o să ne lăsăm, că o să mai fac off camera să mai iau lemne și multe cele. Hai să ne luăm pumpkinul ăsta. Uite, m-am găsit pumpkin. Uite, dor foarte mult, n-am ce să fac cu dirt-ul. Și nu ne dă, cred că e dor păruri. Dar ce cu textul ăsta? Nu știu de ce apare text. Cred că e de la textură. Deci aici... Așa, e mult de ăsta. Ok. Deci... Cred că pot să filmez 2-5 minute. Deci ne-a dat un loc foarte prost, fără niciun spațiu. Nu fac nimic pe aici. Deci nu găsesc nimic, am găsit un minereu. Hai să spargem cucinul ăsta, nu știu cum se numește, nu mai știu cum se numește. Deci hai să spargem cu atenție acest minunat backdrop sau nu știu cum se numea.
O să spargem bedrock-ul. Ok. Deci... deci tot nu găsim un loc potrivit. God. Deci nu găsim un loc potrivit.